Locuitorii Aninoasei așteaptă de an bun să circule pe un drum cât de cât european. Asta ținând cont de condițiile jalnice în care se prezintă și acum principala arteră de circulație rutieră, respectiv Strada Libertății. Edilii locali susțin în acest timp că, odată cu îmbunătățirea vremii, se va trece la reamenajarea acestui drum, dar și a străzii Cătănești sau a drumului național 666B. Având în vedere situația precară prin care a trecut primăria Aninoasa din punct de vedere al fondurilor, acum putem să răsuflăm ușurați, întrucât am scăpat de datorii și, drept dovadă, ne-am și apucat de reconstrucția drumurilor în prima fază. În decembrie anul trecut am semnat primul contract cu firma care a adjudecat lucrarea, urmând ca, în momentul în care timpul ne permite, să ne apucăm de asfaltarea a două străzi. Este vorba de Strada Libertății și Strada Cătănești, care vor fi asfaltate în totalitate. Acum lucrăm la celelalte documentații tehnice pentru a, în cursul lunii ianuarie-februarie, să scoatem la licitație și restul lucrărilor, astfel încât la sfârșitul 2015 să avem toate străzile din oraș asfaltate. Avem banii necesari, avem proiectele, deci numai bună voință să fie și din partea mea există cu tot dragul. Nu în ultimul rând, tot în acest an urmează a fi asfaltate și 12 străduțe laterale din localitate. Banii necesari acestor lucrări vor veni de la Ministerul Dezvoltării și parțial din bugetul local.